Trei partide ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Este vorba despre PAS, PSRM și Partidul Renaștere, satelitul partidului Șor declarat neconstituțional, la care au aderat mai mulți deputați socialiști. Cel puțin așa arată datele sondajului realizat de barometrul opiniei publice realizat de către compania CBS Research la comanda Institutului de Politici Publice. Detalii ne oferă colega mea Virginia Pântea. Bun găsit! Cei mai mulți dintre respondenți ar opta pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Aceștia ar obține peste 24% din sufragii. Pentru Partidul Socialiștilor și-ar da votul peste 13%, iar a treia formațiune care ar trece pragul electoral în Parlament este Partidul Renaștere cu 8,6%. De menționat că mai bine de 43% dintre respondenți nu au ieșit la vot, nu au răspuns sau nu au știut cu cine vor vota. Datele sondajului mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile prezidențiale, pentru actualul șef al statului Maia Sandu ar opta peste 29%. Puțin peste 18% dintre respondenți și-ar da votul pentru fostul președinte Igor Dodon, iar aproape 6% pentru primarul capitalei Ion Ceban. Pentru liderul partidului politic Partidul Nostru, Renato Usatăi, au optat puțin peste 5%. Potrivit barometrului opiniei publice, Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere printre politicieni, aproape 20%. Fostul șef de stat Igor Dodon se bucură de simpatia a aproape 7% dintre participanții la sondaj, iar fugarul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară, este cotat cu 37%. Sondajul arată că peste 45% dintre respondenți nu au încredere în niciun politician. Cât privește direcția de integrare a Republicii Moldova, 47% dintre moldoveni își doresc integrarea în Uniunea Europeană, iar peste 32% optează pentru aderarea la Uniunea Vamală. Sondajul a fost realizat în perioada 9-23 august pe un eșantion de 1215 persoane. Marja de eroare este plus-minus 3%. De menționat că autoritatea electorală a autorizat efectuarea acestei cercetări.